Ne-am întors și vorbim în această dimineață despre un raport al UNICEF care face un bilanț al ultimilor 2 ani de pandemie din perspectiva pierderilor pe care le-au suferit copiii la învățătură. Vorbim în această dimineață despre acest subiect cu Radu Sechei, consilier al Ministrului Educației. Bună dimineața, bine ați revenit! Bună dimineața, bine v-am găsit din nou! Spuneați înainte să intrăm în direct că nu se face vorbire neapărat în acest raport despre România în mod specific, dar că pot fi extrapolate concluziile. Este adevărat, raportul este pe scară mai largă la nivel global. UNICEF a făcut studii în mai multe țări cu diverse niveluri de venit și de viață, însă, da, pot fi extrapolate și la nivelul României, cu atât mai mult cu cât știm și din rezultatele pe care le avem la nivelul evaluărilor naționale și testelor standardizate la clasele 2-4-6, că nu... Lucrurile nu au mers foarte bine și s-au fost înregistrate pierderi foarte mari și în ceea ce privește partea academică a educației, dar așa cum am spus și în ceea ce de multe ori și în ceea ce privește partea socioemoțională la copii și tineri. Am înțeles că în acest raport se spune că sunt foarte mulți copii de 10 ani care nu reușesc la această vârstă să descifreze un text, practic să citească, să scrie. Lucruri da, pe care adevărat. Mai nou le învățăm de la clasa 0, oarecum. Acolo ar trebui începută pregătirea, într-adevăr. Deci la 10 ani, fiind în clasa a 3-a, ar trebui deja să știe, să citească. De fapt, dacă stăm să ne gândim la rolul primilor 3 ani de școală, clasa pregătitoare 1-2, rolul acestora este tocmai să formeze aceste competențe de bază. Citit, scris, socotit. Atâta vreme cât după acești 3 ani un copil nu știe să citească sau nu înțelege un text, chiar dacă știe să-l citească literă cu literă, dar nu înțelege conținutul său sau nu reușește să facă operații aritmetice de bază, este foarte greu să treacă mai departe, să meargă mai departe și ajungem în situația în care nu mai putem recupera aceste pierderi. Este imposibil ca la 15-16 ani copilul să progreseze atâta vreme cât el nu are aceste competențe de bază. De-aia trebuie intervenit foarte clar și foarte eficient acolo, în primii 3 ani de zile. Pandemia, de fapt, ne-a demonstrat lucrul acesta, că acolo sunt pierderile cele mai mari. Ulterior, ele pot fi recuperate. Cunoștințele de tip sau competențele de nivel superior pot fi recuperate și clădite și mai târziu, atâta vreme cât baza este pusă foarte, foarte eficient. Din păcate, învățarea aceasta online și rupturile care au existat în mod constant în procesul de învățare i-a distanțat pe elevi, pe copii, mai ales pe copii care nu erau obișnuiți cu procesul de învățare structurat, i-a distanțat de învățare și nu reușesc să recupereze pierderile în context normal. Trebuie să vedem cum, și acum nu vorbesc doar de România, raportul se referă la o situație globală, cum la nivel global putem recupera aceste pierderi și în cât timp. Unii cercetători spun că am avea nevoie ca în următorii 2-3 ani de zile anul școlar să se prelungească cu cel puțin o lună de zile în fiecare vară, de fapt, pentru a ne asigura că există timpul necesar de a lucra tocmai cu acei copii care au suferit pierderile. Însă, dincolo de pierderile la nivel academic, școala trebuie să-și regândească rolul acum cu atât mai mult și să se uite și la situația socio-economică, psihologică, emoțională a copiilor, a tinerilor, pentru că de multe ori o neglijam, însă ea se rezolva oarecum în societate, prin interacțiunea dintre copii, prin interacțiunea cu familiile. Acum interacțiunea asta s-a redus la un minim posibil, nu cred că se poate reduce la mai mult de atât. Și atunci școala trebuie să vină să compenseze și la nivelul acestor competențe. Cât de ample sunt motivele de îngrijorare în ceea ce privește România? Știm cumva că înainte de pandemie existau copii pregătiți de părinți de acasă, ajungeau în clasa a doua și erau mult înaintea celorlalți colegi și probabil că se plictiseau la ore. Nici așa nu este de dorit. Nu este de dorit, însă cred că sunt excepții. Deci, dacă ne uităm statistic, oricum am luat-o, fie spunem că doar unul din doi știu să sunt alfabetizați funcțional sau unul din doi nu sunt alfabetizați funcțional, tot acolo ajungem. Cam jumătate din copii nu reușesc să se ridice la acel nivel minim de competențe pentru a fi considerați alfabetizați funcțional. Și atunci pierderile care s-au adăugat peste această
realitate pe care noi o știm de ani de zile, încă nu avem o cifră exactă, însă sunt îngrijorătoare. Și un alt lucru care mă îngrijorează și ne îngrijorează este faptul că abandonul școlar, așa cum e el definit, adică în momentul de față, dacă începi anul școlar și nu-l termini, intri în abandon școlar, însă nu ne uităm suficient la cât de mult participă la procesul de învățare, cât de eficient participă la procesul de învățare copiii între aceste două puncte de referință. Și atunci poate nu intră în abandon școlar, mai ales în perioada învățării online. Foarte mulți au fost trecuți ca prezenți, nu li s-au marcat absențele, în așa fel încât am constatat zilele trecute primind de la școli formularele de înscriere pentru Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar, că acolo unde absenteismul era foarte mare acum 2-3 ani, datorită diverselor factori socioeconomici, sărăcia în primul rând, lipsa de interes a familiei, ciclurile acestea de eșec educațional, generațional, care se perpetuează, acum dintr-o dată majoritatea copiilor par să fie prezenți în sistem online. Realitatea a fost că ei porneau camera sau aparatul pe care îl aveau la dispoziție, însă nu știm cum au participat și cât de eficient au participat. Așa că datele pe care le avem noi s-ar putea să nu fie neapărat reale. Adică copiii apar prezenți la ore, prezența a crescut foarte mult în cataloage, însă nu suntem convinși că prezența efectivă în procesul de învățare, rămânerea în sarcină, cum spune noi pedagogic, a fost efectivă. Cum ar trebui să arate câteva mecanisme de verificare a prezenței active a unui copil? Cum ar putea să noteze profesorii la clasă? În primul rând, cred că cea mai bună metodă, și aici, în ciuda faptului că mulți mă consideră tehnofob, nu sunt tehnofob, cred că cea mai eficientă metodă este să ai copilul în raza vizuală. Adică să vezi și să poți să-l sprijini să rămână în sarcină. Profesorul este cel care controlează cel mai bine lucrul ăsta. Profesorul, învățătorul, nu se poate face de la distanță. În momentul în care tu dai o sarcină, dar nu poți să stai lângă elev, lângă copil, să-l sprijini în procesul de învățare, n-ai cum să ai siguranța că el rămâne într-adevăr în sarcină și își face treaba. Chiar participă și scoate ceva din acea sarcină, învață ceva. Pe de altă parte, vom avea testele acestea care vin la interval regulat, care ne vor arăta, fiind standardizate într-o foarte mare măsură, ne vor arăta la nivelul țării care sunt realitățile în diverse zone și cum, de fapt, s-a desfășurat procesul de învățare din punctul de vedere al eficienței lui, nu din punctul de vedere al prezenței la ore. Astea sunt cele două instrumente pe care noi acum le luăm în considerare. Spre deosebire de alte state europene, România rămâne totuși țara unde filmele străine nu sunt dublate, ne folosim în continuare de subtitrare. Eu țin minte că îi terorizam pe ai mei să-mi traducă, să-mi citească fiecare subtitrare de la filmele pe care le urmăream împreună și îmi doream tare mult să învăț să citesc, pe de o parte să mă pot uita eu la filme liniștită, fără să mai solicit ajutor, să nu mai fiu dependentă de ai mei. Cum îi putem ajuta pe copii să fie interesați de acest domeniu, să se simtă stimulați să învețe? E un aspect foarte interesant. Copiii din România și tineri în general vorbesc mult mai bine limbi străine decât alții, tocmai din acest motiv. Cei care se uită la televizor și la seriale și pe Netflix sau mai știu eu ce platforme există, învață, tocmai prin comparația între subtitrare și ce aud, învață limba străină foarte bine. Și probabil mulți sunt motivați să învețe să citească și din perspectiva aceasta. Însă, cred că un lucru foarte important este să redobândim ca societate, să redobândim dragostea de lectură și de a citi o carte, orice, să citim ceva. Ne îndreptăm foarte mult pe o comunicare bazată pe imagini. Râdeam, glumeam la un moment dat cu niște prieteni de-ai mei că suntem într-un proces de regres spre limbajul folosit în peșteri, unde foloseam pictograme și iconițe ca să transmitem mesaje. Ne îndreptăm oarecum spre același nivel de comunicare, pentru că chiar dacă folosim cuvinte, în loc să redăm tonul unei comunicări prin cuvinte, preferăm toți, cred că sunteți de acord cu mine, să punem un emoticon, ceva ca să arate că glumim sau suntem supărați, decât să ne exprimăm supărarea prin cuvinte. Și asta se va reflecta, evident, și la nivelul comunicării verbale la un moment dat. Pentru că
poate nu mai reușim să recunoaștem tonalitatea din voce, sau nu mai știm să punem în voce o tonalitate afectivă. Însă, în ceea ce privește lectura, evident, asta ar dezvolta. Citind, învățăm și cum să ne exprimăm mai corect, înțelegem textele mai bine. 15 februarie este acum ziua lecturii, a fost declarată de Parlament ziua lecturii. Sper să reușim, nu vă pot da mai multe amănunte deocamdată, pentru că lucrăm la un plan de, pentru ziua respectivă, să vedem cum putem să aducem lectura, măcar să conștientizăm lumea de importanța lecturii și copiilor, să le dăm posibilitatea de a citi colegilor lor ceva, o carte care le place. Primeam un mesaj, am primit un mesaj azi dimineață că lecturile obligatorii sunt niște tristețuri, se exprimase domnișoara respectivă, și ar trebui să dăm voie elevilor să citească ce vor ei. Eu sunt absolut de acord. Aș încuraja elevii tineri să citească orice, numai să citească. Profesorul meu la universitate îmi spunea, citiți orice, reviste, cataloge de modă, orice, dar citiți să fie cuvinte, nu doar imagini. Cărți, de la Shakespeare până la ultimul sau cel mai recent autor. Însă trebuie să clădim dragostea, nu nevoia de lectură, pentru că la nevoie răspundem mai dificil, dacă, sau la obligații și mai greu. Însă dragostea asta de lectură trebuie citită, trebuie dezvoltată. Mă mai gândeam acum, dacă tot vorbim pe tema asta, se lucrează la niște standarde în Ministerul Educației, la niște standarde de dotare a claselor în viitorul apropiat. După cum știți, poate în PNRR sunt bani, fonduri pentru renovarea a mii, zeci de mii de clase în țară. Și atunci, în standardele pe care le construim, ne gândeam să avem inclusiv o insulă de lectură unde copiii să se poată retrage, să citească în momentul în care simt că nu vor să iasă în pauză, să nu sunt foarte activi fizic. Deci sunt niște instrumente pe care vrem să le folosim, însă e un proces de durată, nu se va întâmpla peste noapte. Odată ce ai renunțat la o cultură a cititului, cred că durează o generație până când reușim să reconstruim asta. Nu este într-adevăr pe ordinea de zi subiectul pe care urmează să-l propun, dar știu că ați acceptat fiecare provocare de la matinal. Da. Știu că problema testelor de salivă în școli este pe jumătate rezolvată. Avem teste pentru această săptămână și încă unul pentru săptămâna viitoare. Dar mai departe sunt convinsă că mulți părinți se întreabă ce vom face. Informațiile pe care le avem noi sunt că vor veni și următoarele. La sfârșitul săptămânii urmează să primim și celelalte teste sau cel târziu la începutul săptămânii viitoare. Se pare că s-au reglat procedurile de achiziție, de livrare. Există asigurări că le vom primi. Acum, în cazul în care apar din nou probleme de livrare, e mai greu de rezolvat din perspectiva asta. Însă, important este, acum, cel puțin să vedem săptămâna asta, două săptămâni, cât de mare este impactul și cum se răspândește virusul la copii și cât de rapid este recuperarea și revenirea la școală. Însă nu cred că, eu sper, sunt un optimist din fire, nu cred că vom mai avea probleme cu livrarea de teste către școli. E un răspuns care mă bucură și știu că am mai povestit noi dățile trecute despre importanța consilierilor școlari. Pe lângă decalajele de învățătură pe care le au copiii în această perioadă, spuneați că există și această anxietate crescută, tendința spre depresie. Ce pot să facă părinții acestor copii în această perioadă pentru a-i ajuta să treacă sănătoși în primul și în primul rând? S-ar putea să sune foarte dur, dar cred că în primul rând părinții, majoritatea părinților trebuie să se autoeduce în ceea ce înseamnă relația copilului cu mediul înconjurător, mediul înconjurător însemnând și ceilalți copii, tineri, adulți din jur, și să-i abia pe urmă să încerce să-i sprijine. În momentul în care un copil sau tânăr trece printr-o perioadă de anxietate, cred că cel mai greu lucru pentru un părinte este să-și dea seama ce să facă, nefiind un specialist. Și atunci să apeleze la specialiști. Sunt mulți psihologi, există o linie special acum pentru copii, 119, pusă la dispoziție de guvern pentru copii care
să semnaleze probleme de abuz sau de anxietate, vor să discute cu un psiholog. Același program din grijă pentru copii pune la dispoziția copiilor și tinerilor 10 ședințe de consiliere psihologică gratuită pentru a trece peste aceste stări de anxietate. Însă asta nu înseamnă că părinții n-ar trebui să se implice. Ei înșiși ar trebui să vadă cum își pot ajuta copiii, pentru că astea 10 sesiuni trec repede. Însă ar fi foarte bine dacă partea acestor sesiuni avem și un element de educație parentală, adică părinții sunt consiliați cum să-i ajute mai departe pe copii, cum să le înțeleagă anxietățile, cum să-i sprijine să treacă peste ele, fără a-i stigmatiza. Din păcate, la noi, în continuare, depresia, chiar și o formă ușoară de depresie, e văzută ca ceva negativ despre care nu vorbim. Ei, depresie, du-te, joacă-te un pic afară sau fă ceva și îți trece imediat. Nu trece așa ușor și trebuie să recunoaștem faptul ăsta. Adulții, în primul rând, ca să-i putem dirija și pe copii. Programele acestea vor continua. Le vom dezvolta. Acum, prin Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar, școlile pot folosi fondurile inclusiv pentru angajarea de servicii de consiliere psihologică și terapie pentru tineri. Deci există posibilitatea, suntem foarte conștienți și noi în țară și la nivel global că este o problemă reală, a existat dintotdeauna, dar la o scară mult mai mică. Acum s-a răspândit sau poate că a ieșit la iveală mult mai bine pentru că nu mai au supapele acelea pe care le aveau în mod normal copiii și tinerii pentru a pentru a defula, a scoate din ei anxietățile. Cred că e foarte important ca pe lângă acea fundație despre care ați vorbit la început, primii 3 ani de învățământ, să existe și un fond psihologic puternic pentru a clădi o generație care să poată să performeze în viitor. Vă mulțumesc că ne-ați trecut pragul în această dimineață și aștept cu drag să reveniți. Mulțumesc! Revenim și noi cu o propunere către părinți și copii. Deopotrivă, avem o rețetă foarte interesantă. Chiar și colega mea, Mihaela Popescu, spune acest lucru. E o rețetă care sigur o să placă și copiilor. O rețetă de pachetele cu mere pe care vă invit să o descoperiți chiar acum. Bun găsit, dragii mei! Astăzi vă pregătesc pachetele cu mere. Nu eu, Irina Precup. Bună! Bună, Mihaela! Astăzi o să pregătim o rețetă foarte ușoară, dar gustoasă, care are la bază aluat de foietaj, da, mere, puțină dulceață de coacăze, câteva cireșe confiate. Bun! Ce-mi spui înseamnă că durează foarte puțin. Foarte rapidă, este o rețetă foarte bună și cred că celor mici le va plăcea foarte mult. Te rog frumos!
Pachetele noastre sunt gata. Abia aștept să le încerc. Vai, ce bine miroase! Dulceață, măr, zahăr. Senzațional. Irina, vreau să-ți mulțumesc. O rețetă foarte interesantă și foarte simpatică și pentru copii. Și foarte gustoasă. Sunt convinsă. De-abia aștept să încerc, să știți că, într-adevăr, sunt fierbinți. Acum au ieșit din cuptor. Îți mulțumesc foarte mult încă o dată și ne mai vedem și cu altă ocazie. Mulțumesc și eu. Dragii mei, uitați cum iese abur din ei. Vă invit să rămâneți cu ochii pe mine. Sunt Mihaela Popescu și vă dau întâlnire data viitoare cu o nouă rețetă. Poftă bună! Mulțumim Mihaelei pentru această rețetă delicioasă. E posibil să vă ajute să reduceți nivelul de stres. Cine știe, dacă vă pierdeți așa în activitățile din bucătărie și încercați măcar, s-ar putea să vă simțiți mai bine, mai liniștiți, mai prezenți în propriul corp. Și despre asta vorbim mai departe, despre managementul stresului. Iată, o noțiune pe care nu prea o învățăm la școală, despre care ni se vorbește prea puțin, dar cu care după 15 ani începem să ne lovim foarte des și câteodată nici nu ne recunoaștem acest aspect. Așa că stăm de vorbă în această dimineață cu Cătălina Duțu, antreprenor și trainer acreditat, și cu domnul Cristian Varban, fondatorul Fundației Competenți, Corecți și Utili. Bună dimineața, bine ați venit la noi! Sătuile, bună dimineața! Bine v-am găsit! Mă bucur că v-ați alăturat matinalului, pentru că e un subiect de care ne tot lovim. E normal să fim stresați sau nu? M-aș îndrepta către dumneavoastră. Din perspectiva mea, după niște etape și pași pe care i-am parcurs, nu este normal să fim stresați. Stresul este, asta este vestea cumva proastă, dar și bună în același timp. Stresul este practic reacția noastră, a fiecăruia dintre noi, și noi suntem responsabili pentru nivelul de stres pe care îl avem. Pe de altă parte, este vestea bună că nici noi la rândul nostru nu stresăm pe ceilalți. Este responsabilitatea lor în aceeași măsură. Și sunt două aspecte. Atunci când apar factorii de stres, să știm cum să îi gestionăm și cum să reacționăm la aceștia, pentru ca să nu îi lăsăm să ne copleșească, ceea ce se întâmplă cu ușurință, mai ales în contextul acesta pandemic și tot ce se întâmplă la nivel mondial. Pe de altă parte, sunt și anumite activități, un bun management al timpului, care ne ajută să prevenim apariția acestor factori de stres. Organizare conform valorilor noastre, conform principiilor noastre, un adevărat salt în timp pentru a ne face timp. E și o melodie celebră în zilele acestea. N-avem timp. De fiecare dată spunem acest lucru. N-am timp. Cred că nu știm să prioritizăm, de fapt, și atunci n-avem timp pentru tot și nici nu e normal să avem timp pentru tot. Spunea domnule Cristian, înainte de a intra în direct, că vă aflați în categoria oamenilor stresați. Îmi pare bine de cunoștință și eu sunt tot acolo momentan. Ne uităm cu admirație către doamna Cătălina. Aș vrea să vă întreb cum reușiți dumneavoastră din această perspectivă, iată, fiind aproape de Cătălina, să vă gestionați stresul. Factorii de stres diferă de la persoană la persoană. Sunt persoane cu activități mai stresante, care înseamnă că sunt încărcați cu mai multe probleme. Și sunt persoane cu o viață mai liniștită, care fac activitatea cu pasiune, care o fac simțindu-se provocați de ea. Cum ne situăm în cele două categorii, nu spun că e numai alegerea noastră. Pentru că uneori pornim pe un drum, drumul acela te ține pe el. De exemplu, un antreprenor. El este un om care își asumă să funcționeze o firmă. Eu mi-asum 3, plus o fundație. Deci, evident că aceste cumul de probleme care ajung la mine sunt niște factori de stres. Ca să-i putem depăși, sigur, sunt metode. Însă, ei bat la ușă. Asta este problema unor oameni care își asumă multe lucruri să facă. Și le asumă din pasiune, din dorința de a realiza ceva. După mine, a trece de la starea de bine, de provocare, la starea de stres, este un pas relativ mic. Adică, dacă ceea ce facem le putem duce, ne asumăm și facem ceea ce putem duce, suntem într-o stare de provocare. Poate să-i spunem și un stres pozitiv. Da?
Când acestea ne depășesc, ne copleșesc, ne apasă, intrăm în faza de stres negativ. Stresul care nu dormim noaptea de griji, ne tremură mâinile de nervi, lucruri din acestea. Deci depinde de noi să ne asumăm ceea ce putem duce din ceea ce ne dorim să facem și eu ca antreprenor, de exemplu, recomand să delegăm, că nu le poți face pe toate, vrei să duci înainte mai multe activități care dau o utilitate socială, cum este Fundația Competenți Corect și Util, ai în tine această chemare, însă nu le poți face singur pe toate și am fericirea să am o echipă de oameni foarte buni care împreună cu mine și mai ales ei, că ei sunt în primele rânduri, ducem aceste lucruri înainte. Știi ce am mai observat eu? Ajungi să te obișnuiești atât de mult cu stresul că în zilele libere, în loc să fii liniștit și fericit că ești liber, te stresezi. Pentru că așa ești obișnuit să funcționezi. Vă întreb din perspectiva omului care a depășit această graniță. Cum reușim efectiv să ne scuturăm așa odată și să spunem sunt bine, e normal, e ok, nu pot să controlez absolut tot? Da, exact asta este și motivul pentru care am organizat seminarul sau de acolo a plecat ideea. Pentru că am ajuns să ni se pare parte din normal acest stres. Și nu este așa, din perspectiva mea, nu este așa, nu este nevoie. Din păcate, cumva, activitățile pe care le facem în timpul liber nu sunt neapărat cele mai fericite alese ca să ne relaxăm. Nu sunt activități, se numesc activități de relaxare, facem diverse lucruri, nu știu, de exemplu, luăm tot felul de vitamine sau facem activități solicitante care nu sunt neapărat relaxante. Relaxante înseamnă să te plimbi în natură și este posibil chiar și pentru un antreprenor să te plimbi în natură în fiecare zi, dacă îți gestionezi și îți manageriezi timpul, îți faci timp pentru prioritățile tale și ai timp. Este firesc să ai o alimentație sănătoasă, să nu faci excese, că de obicei cam asta se întâmplă, într-o măsură sau alta. Timpul de socializare să fie cumva redus și să ai timp pentru tine. Prima recomandare pe care o am, fiecare persoană care vrea să scape de stres, este să petreacă măcar 10 minute cu el însuși în fiecare zi, să-și găsească un moment, 10 minute este standard și nu cred că e imposibil, în care să fie el cu el însuși. Atât. Să-și se asculte vocea, să aibă timp pentru el. Și încet, încet lucrurile și să se întrebe ce își dorește, de fapt. Și dacă își va dori să scape de stres, cu siguranță va găsi în calea lui persoane, oameni, sprijin, suport, cum a fost și, de exemplu, seminarul pe care l-am organizat și pe care e posibil să-l organizăm dacă va fi cerere în continuare. Și se găsesc metode. Important este să-ți dorești cu adevărat. De multe ori cred că ne uităm pe social media și vedem că nu știu care a mers în vacanță, că s-a plimbat cu tărică în parc și ne întrebăm, dar cum are timp și de unde are bani? Și vin așa, te vă luc peste noi tot felul de întrebări care ne plasează într-o zonă de comparație, de ce nu și invidie. Din ce înțeleg din această discuție cu voi astăzi, managementul stresului egal managementul timpului. Da, este, da. Este o componentă importantă, da. Sunt două aspecte, acela de managementul timpului, cum spuneam, ca să previi activitățile, să vină buluc în viața ta și să nu ai timp și să ai non-stop urgențe, non-stop probleme, non-stop situații complicate. Și pe de altă parte, chiar dacă apar, traficul este o problemă pentru toată lumea. Dar dacă stai la semafor în trafic și vezi prinzi de două ori aceeași culoare roșie, sunt unii oameni care se vor enerva, sunt unii oameni care își vor păstra calm. Nu cred că e cineva care nu se grăbește, nu cred că e cineva care este în trafic de plăcere să se plimbe prin oraș, nu știu, nici turiștii cred. Da? Și faptul că reacționăm diferit arată nivelul de stres pe care îl are fiecare și pe care și-l asumă. Adică sunt, cum spuneați, factori pe care nu îi putem controla și care fac parte din viața noastră. Nu putem să schimbăm pandemia, nu putem să schimbăm traficul, nu putem să schimbăm lucrurile acestea, însă cu o gândire pozitivă, aplicată corect, nu la modul acela de a te simți vinovat că tu de ce nu ești fericit, tu de ce nu ești vesel, tu de ce nu ești ca cel de pe social media. E vorba de competiție cu tine. Să fii în competiție cu tine, nu în competiție cu ceilalți.
V-aș întreba, trecând peste managementul timpului, poate că cei de acasă acum sunt dispuși să-și facă o listuță, să vadă care sunt prioritățile lor, să taie ce nu e esențial. Rămâne partea de motivație. Eu am un program bine stabilit și, de exemplu, mă chinui în fiecare seară să am 5 minute de meditație. Nu reușesc în fiecare seară, îmi lipsește motivația și m-aș îndrepta către dumneavoastră cu 3 firme și o fundație. Cum reușiți să vă treziți dimineața, să vă apucați de treabă, să vă rămână timp pentru dumneavoastră? Fac munca aceasta din pasiune, în primul rând. Și această dorință de a realiza, cred că este una dintre valorile mele, munca în sine e o valoare pentru mine și asta mă motivează. Trebuie să recunosc, și asta este o recomandare pentru spectatorii dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră și pentru orice altă persoană, că în viață trebuie să ne preocupăm de un echilibru, care înseamnă să ne identificăm niște domenii ale vieții care contează pentru noi, unul fiind, de exemplu, munca, altul fiind banii, altul fiind familia, altul fiind poate excursiile sau hobby-urile, da? Și în aceste domenii să ne atingem un nivel echilibrat de satisfacție. Vom constata poate că avem o mare satisfacție din punct de vedere al banilor, dar nu mai contează. Da? Sau și avem în același timp o insatisfacție din punct de vedere al sănătății. Această viață neechilibrată este un factor de stres. Și cred că acele 10 minute de meditație trebuie să ne ducă la a pune pe o hârtie un disc sau un cerc sau cum vrem noi să reprezentăm grafic ceea ce ne interesează în viața noastră, să identificăm aceste lucruri, să zicem din ceea ce îmi doresc eu, la ce notă sunt aici, în acest domeniu, la ce notă sunt în sănătate, la ce notă sunt în, nu știu, relațiile de familie, la, da? Și după aceea să zic, ok, unde stau prost? Hai să mai las din timp alocat celor în care stau bine și să aloc timp pentru cele care stau prost, ceea ce mă va face să am un sentiment de împlinire în viață, de realizare în viață. Asta este, din experiența mea, și n-a zice reușită, că și eu am zonele mele cu punctaj mic, o recomandare utilă. Tot ceea ce face Fundația Competenți Corect și Util cu toate aceste evenimente, avem până acum vreo 140 de evenimente pe diverse subiecte de dezvoltare personală sau profesională, vrem să fie utile. Aceste evenimente le facem la solicitarea comunității, cei care participă la ele ne transmit un feedback, domnule, ce vrem noi alt subiect să mai tratați. Și cum este evenimentul susținut de Cătălin Aduțu despre stres, dacă el va fi solicitat, îl vom relua. Avem, să zicem, deschiderea pentru orice eveniment care este considerat util. Vă mulțumim că ne-ați trecut și nouă pragul în această dimineață și că am avut ocazia să vorbim despre acest subiect care ne macină și despre care nu știu cât vorbim cu prietenii neapărat. Mulțumim tare mult și îi sfătuim pe cei de acasă să țină aproape și să urmărească evenimentele pe care le organizați. Cu siguranță vor aduce plus valoare în viețile lor. De acord, și noi vă mulțumim foarte mult. O să avem parte și de informare în această dimineață. Iată, dacă despre stres am vorbit alături de invitați, știrile le aflați chiar acum de la colegii mei de la știri. Număr record de intervenții ale salvamontiștilor din Sinaia. În doar 24 de ore, echipele de salvatori au primit peste 100 de apeluri de la persoane care au rămas blocate în vârf de munte sau care s-au accidentat pe pârtie. Au rămas blocați în Valea Dorului la Telescaun, la Valea Dorului, au fost scoși ieri cu ratracul, a fost vânt la 6-8 metri până în 10 metri pe secundă, minus 20 de grade și a fost foarte frig. Telescaunul și telecabina n-au funcționat din cauza vântului și din cauza gerului puternic și a trebuit să vorbim cu cei de la ratrac și au mers cu ratracul și au scos de acolo, de la cabană. Pe pârtia de schi am avut foarte mulți accidentați cu fracturi, cu căzuți și loviți la cap. Am chemat ambulanțele, am transportat la spital și sunt în regulă. Sune tot timpul la noi și să se informeze de cum e vremea, cum este starea vremii, cum sunt trasele montane. Noi suntem 24 din 24 la servici.
Radu Valahu și-a făcut un renume din participarea la competiții de Skandenberg și la probe extreme de forță. După ce a tras avioane, vapoare și vagoane cu brațele, sportivul a ales de data aceasta o mașină de pompieri și nu vrea să se oprească aici. Dacă sunt curajos precum un vultur și ca un zimbru sunt de neînfricat, înseamnă că în suflet încă flutur drapelul țării mele mândre, falnic, neîncetat. Neînfricatul Radu Valahu a reușit să doboare un nou record. De data aceasta, o mașină de pompieri a fost ținta campionului. Așa, Valahu! Hai! Urlă, mă! Haide! Haide! Curajosul Valahu a tras o mașină de peste 20 de tone, iar pe viitor, sportivul român pregătește noi provocări. Vreo 20 ceva de tone. Nu mașina a fost grea, ci prietenii mei au fost grei, glumeam. Ei m-au ajutat, că fără ei nu puteam să fac nimic, la fel cum nu puteam fără soția mea frumoasă și puternică și fără prietenul meu Adi. Sunt, din câte am văzut, 0 grade, nu? Și mi se întărește talpa de vibram de cauciuc și pierd din aderență. Asta e problema de fizică. E ca și cum ai trage pe zăpadă o mașină, chiar dacă ai forță. Dar reușim împreună, doar împreună, la fel ca la unirea principatelor. Acum ne-am unit toți prietenii. Știi că eu sunt singurul care opresc avionul din zbor, mă. Îl iau ca Hancock, îl iau ca Marvel, e pistol cu apă pe lângă mine. Mă, câte am mâncat, nici nu știu. Nu. Trebuie să și zâmbim, să glumim, dar să și muncim, că asta e. Recomand tuturor să începem anul în forță și în muncă și așa vom răzbate. Pentru că mașina de pompieri a fost prea ușoară pentru el, Radu Valahu și-a îngreunat experiența cu doi copii veniți să îl susțină. Hai că vine! Hai! Bravo! Super! Bravo! Hai, Radule, hai! Haide! Haide! Bravo, Radule! Haide! Hai! Hai! Haide! A fost greu? Nu. Nu prea mult. L-ai ajutat și tu pe Radu? Da. Ce ai făcut? Ai tras și tu cu el? Da. Valahul și-a încheiat și această misiune cu o nouă provocare. Îl așteptăm când inaugurăm aerodromul, așteptăm la zbor. Okay. Să tragă avionul. Și dacă e un hangar de mutat, ceva, te ajut cu mare drag. Radu Valahu, considerat unul dintre cei mai puternici români, a făcut din nou o demonstrație de forță. După ce a tras avioane, vapoare și vagoane cu brațele, sportivul a ales de data aceasta o mașină de pompieri. Și nu vrea să se oprească aici. Așa cum ne-a obișnuit, are în plan să doboare noi recorduri surpriză. Ne dorim la Matinal să producem foarte multă conștientizare în mai multe domenii esențiale ale vieții. Să știți că nu mai puteți să vă abandonați animalele în parcuri, precum o femeie care recent a făcut acest lucru și care a fost amendată cu suma de 3.000 de lei. Și există o legislație în vigoare. Dacă nu s-a pus atât de mult accent pe aceasta, facem noi acest lucru în această dimineață, alături de Cătălina Trănescu, purtător de cuvânt al ASPA. Bună dimineața și bine ai venit alături de noi! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Și noi îți mulțumim. Aș vrea să pornim cumva de la acest caz real al unei femei care și-a lăsat câinele abandonat într-un parc, legat de un copac, fără hrană, fără apă și care a fost totuși identificată după microchipul pe care l-avea cățelul. Așa este. Acesta este un caz fericit, cu ghilimele de rigoare, în sensul în care abandonul a putut fi sancționat datorită acestui microchip care era înregistrat în Registrul de Evidență al Câinilor cu Stăpân. Astfel, acolo au fost puse la dispoziția poliției datele de identificare ale proprietarului, proprietar care, iată, a fost sancționat cu suma maximă prevăzută de lege. Înțelegem că acest lucru nu trebuie să se întâmple, de aceea este interzis prin lege, pentru că nu putem să privăm un animal de hrană, de apă, de mișcare. Un animal este dependent de noi, el nu știe să se întrețină singur, prin urmare nu îl putem lega într-un parc și să-l lăsăm acolo. Aș vrea să întreb, poate că ar fi util ca de la bun început, în momentul în care decidem că vrem un companion patruped, să știm foarte bine ce ne așteaptă, să ne-l asumăm cu tot sufletul, în cazul în care ajungem la concluzia că nu mai putem avea grijă de el. Ce putem să facem?
categoric înainte de a ne lua un animal, fie că vorbim despre o adopție, fie că vorbim despre a cumpăra un animal de rasă cu pedigree, clar trebuie să ne documentăm foarte bine înainte ce presupune acest lucru. În primul rând trebuie să ne cunoaștem pe noi, trebuie să știm ce fel de persoană suntem noi, pentru că în acest mod vom face și alegerea potrivită de câine. Dacă suntem o persoană energică, o persoană care face multă mișcare, o persoană tânără, atunci recomandarea ar fi să alegem un cățel tânăr, un cățel care ne poate însoți la plimbări lungi, care ne poate însoți în vacanțe. Dacă suntem la pol opus, o persoană în etate, atunci recomandăm de asemenea și cățelul să fie unul senior, trecut de vârsta de 8 ani, care se poate adapta ușor nevoilor unei persoane în vârstă. Prin urmare, e foarte important să știm, să ne cunoaștem pe noi și să știm apoi care sunt responsabilitățile care ne revin după ce am luat un cățel. Să cunoaștem legislația, să știm că este necesar să mergem cu cățelul la medicul veterinar ori de câte ori este nevoie, să-l microcipăm, să-l înregistrăm în REX, să-l sterilizăm dacă vorbim despre un cățel tânăr. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le cunoaștem, inclusiv despre nutriție. Și sigur că la un moment dat în viață ar putea apărea probleme. De asta mai fac o mică paranteză. În momentul în care ne decidem să luăm un cățel, trebuie să ne vedem cumva viața pe o perioadă lungă de timp. Dacă vorbim despre adopția unui cățel pui, atunci noi trebuie să vedem, să ne imaginăm cum va fi viața noastră cel puțin în viitorii 10 ani. Pentru că un cățel trăiește în medie 13 ani. Și atunci trebuie să ne gândim, dacă suntem un cuplu tânăr și urmează să avem un copil, vom putea să avem grijă de cățel și după ce apare copilul în viața noastră? Să ne punem foarte multe întrebări, astfel încât să nu ajungem în situația în care să renunțăm la câine. Dacă există totuși probleme pe care le putem înțelege și câinele trebuie, nu mai poate rămâne în familie, trebuie să luăm legătura cu autoritățile. Sunt adăposturi de câini, adăposturi de stat, adăposturi private cu care se poate discuta și care pot prelua câinii, dar atenție, numai în situații excepționale. Deci nu există această obligație legală a adăposturilor de a primi câini cu stăpân decât în situații excepționale. Atunci și noi am mai ajutat și am mai preluat din câini, dar nu încurajăm acest demers. Pentru că a renunța la câine trebuie să fie ultima soluție. Noi încercăm să stăm de vorbă cu oamenii care au probleme și să vedem care sunt problemele lor și să le căutăm soluții. Foarte multe dintre așa zisele problemele s-au putut rezolva prin soluții simple. Bănuiesc că dacă se pune o problemă financiară, am rămas fără job, nu mai permit să-i achiziționez câinelui hrana sau tratamentele de care are nevoie în cazul în care suferă de diverse afecțiuni. E un motiv plauzibil, dar și aici bănuiesc că puteți să ajutați în alt fel, tocmai punând la dispoziția stăpânului acest fel de ajutor până când iese din impas, decât să-și abandoneze câinele. Exact. Dacă sunt probleme de această natură, am încercat fie să-i punem în legătură cu ONG-uri care îi pot ajuta cu o sponsorizare temporară, fie sponsori prin companii private, care pot să ofere o sponsorizare în hrană pentru o perioadă de timp, fie cabinete veterinare cu care noi colaborăm și pot să ofere servicii medicale gratuite sau la prețuri reduse. Deci sunt soluții. Câtă vreme mai ales vorbim despre o situație temporară. Dar încă o dată vreau să subliniez, responsabilitatea este cuvântul de bază când vorbim despre a ne lua un animal. Și prin responsabilitate înțelegem că la un moment dat în viață când vom avea probleme, trebuie să ne asumăm cățelul ăsta și la bine și la rău. Cățelul, animalul, da? Pentru că, da, viața nu este roz și nu în fiecare zi avem o situație financiară bună, suntem sănătoși, suntem voioși, suntem optimiști. Sunt zile și zile și atunci animalul trebuie să fie asumat de către noi și la bine și la rău. Și atunci, cu siguranță, dacă facem acest lucru, asumarea asta vine de la bun început și ne pregătim sufletește și mental și de problemele care vor veni, atunci cu siguranță vom putea să trecem mai ușor prin ele. Dar încă o dată, dacă avem probleme și nu știm cum să le gestionăm, să încercăm să apelăm la prieteni, la familie, la asociații, la autorități, dar în niciun caz nu lăsăm câinele pe stradă, în niciun caz nu îl legăm într-un parc. În cazul în care ne confruntăm cu astfel de probleme, ce e important să știe cei de acasă? Mă gândesc acum, de exemplu, la cazul unui cuplu și a achiziționat un cățel sau l-au adoptat, apare un copil, iar câinele manifestă brusc
tendințe de agresivitate. Acela poate fi iarăși un caz în care ei ar putea primi ajutor? Sigur că da. N-am menționat mai devreme, deși era foarte important, un cățel necesită de asemenea educație. Așa cum și noi, oamenii, încă de când suntem copii, da, începem să fim educați, prima dată primim educație de la părinți acasă, apoi urmează grădinița, școala și așa mai departe, toată viața învățăm. Așa și cățeii. Cățeii învață toată viața. Și atunci, dacă ne dorim să avem o relație armonioasă cu cățelul nostru, trebuie să-l educăm. Dacă nu știm cum să facem asta, putem să apelăm la servicii de dresaj. Dacă vorbim despre câini adoptați de la ASPA, mai ales, noi avem un parteneriat cu școala de dresaj Cristian Gâu, care oferă 10 ședințe de dresaj gratuit pentru căței adoptați. De asemenea, dacă problemele apar pe parcurs, cum bine ați menționat, apare un copil în familie și cățelul este gelos sau nu reacționează bine la început la noul membru al familiei, trebuie să apelăm la experiența unui dresor care ne poate învăța ce este de făcut și cum să gestionăm această situație, pentru că sigur există soluția. Agresivitatea nu se dezvoltă peste noapte și micile probleme pe care, de comportament pe care le-am putea întâlni la cățelul nostru se pot rezolva prin educație, deci prin dresaj, pentru că dresajul înseamnă educație. Sunt convinsă că de la cazul pe care l-am pomenit la început, da, începând cu el, nu este singular. Sunt curioasă, Cătălina, care sunt motivele pentru care oamenii în general spun nu mai pot să am grijă de acest cățel și trebuie să îl dau altcuiva sau efectiv să-l abandonez. De exemplu, doamna aceasta, nu știm care sunt motivele ei. Ce ar fi putut să o determine să-și lase câinele efectiv în parc singur? Motivele sunt de la cele mai banale la motive într-adevăr serioase. Printre cele banale pe care noi le-am întâlnit la ASPA, ne-au sunat oameni să ne spună că nu-și pot deparazita cățelul, că nu stă cățelul la deparazitat și cățelul a luat paraziți externi și nu îl poate deparazita, prin urmare vrea să renunțe la el. Nu există așa ceva, renunțăm la câine pentru că nu putem să deparazităm. Cum nu putem? Nu ne pricepem noi. Ok, hai să apelăm la un medic. Și atunci ce am făcut a fost să trimitem un medic veterinar cu care noi colaborăm, l-am rugat să meargă pentru că vorbeam despre un cățel care stătea în curte, ne-a povestit stăpânul că nu prea poate să-i pună leză, să-l ducă la un cabinet. Și am zis, ok, nu mergeți dumneavoastră la cabinet, vine cabinetul la dumneavoastră, pentru că se poate și în acest fel. Există și medici care se deplasează la domiciliu. Și atunci am mers un medic veterinar. Nu doar că a deparazitat cățelul, l-a deparazitat, l-a tuns, l-a și sterilizat, l-a și microcepat. I-a făcut tot ce trebuia să facă. Ne-a sunat apoi proprietarul extraordinar de mulțumit și de fericit. Vai, vă mulțumesc! Exact, asta este. Haideți mai întâi să întrebăm, haideți să căutăm soluții, haideți să dăm chiar și un search pe Google, pe internet, pentru că internetul de multe ori ne poate da niște soluții la care nu ne-am gândit. Deci asta era un motiv banal. Sigur că există și motive mai serioase. Unul dintre proprietari s-a îmbolnăvit foarte grav sau unul dintre proprietari a decedat și celălalt este în vârstă și nu-l mai poate îngriji. Atunci sigur că intervenim și ajutăm pentru că înțelegem motivele excepționale. Cazul pe care l-ați menționat și am discutat mai devreme, când apare un copil iarăși, este un motiv destul de frecvent și de asta am spus încă de la început. E important să ne gândim înainte de a adopta, înainte de a cumpăra un câine, ce vom face în momentul în care în viața noastră va apărea un copil. Da? Pentru că trebuie să... Adică nu putem, luăm cățelul, ținem 5 ani de zile, gata, a apărut copilul, nu mai am nevoie de cățel, îl dau la adăpost sau îl dau pe stradă. Nu este o jucărie care s-a uzat și acum nu am ce să mai fac cu ea pentru că nu mi-ajunge timpul pentru copil și pentru cățel. Nu, trebuie găsit timp și trebuie asumat situația asta. Dar noi oferim consiliere, asta e foarte important. Dacă oamenii se simt în impas și nu mai văd singuri soluțiile, le putem găsi noi pentru ei. Să ne sune și să discutăm. Sau să caute ajutor la asociații, să caute ajutor pe internet, la prieteni. Există ajutor. Dar nu renunțăm la câine, nu așa ușor. Spuneai mai devreme că în cazul acelui câine s-a realizat și microcciparea. Iată, microcciparea a ajutat și la identificarea stăpânei care și-a abandonat câinele. Cât de important este acest aspect? Înțeleg românii această procedură. Îți mărturisesc, când am dus cu cățelul meu la microcipare, m-am cutremurat puțin când am văzut cu ce ac se îndreaptă către el. A schelelăit un pic și a fost ok. Mi-am dat seama, în schimb, că dacă, Doamne ferește, vreodată
Lesa, dintr-un simplu accident, se desprinde, el fuge, am șansa să-mi recuperez câinele, am șansa să-l reunesc cu familia lui de origine. Înțeleg românii acest aspect? Din ce în ce mai mult, dar încă nu suficient de mult. Noi am derulat la finalul anului trecut o campanie de informare cu privire la microciparea și sterilizarea câinilor și intenționăm să reluăm această campanie anul acesta. În cadrul acestei campanii am vizitat aproximativ 4.000 de case de gospodării de la periferia municipiului București și am constatat că doar 30% dintre câinii pe care îi aveau oamenii în curți, în case, erau microcipați și sterilizați. Și cam acesta este procentul. Trebuie spus că microciparea este obligatorie prin lege, la fel și sterilizarea în cazul câinilor de rasă comună. Dincolo de această obligație legală, microciparea este foarte benefică pentru animal, pentru că, așa cum spuneai mai devreme, în cazul în care, dintr-un accident, câinele se pierde, sunt șanse mari ca acesta să se reîntoarcă la stăpânul lui. Iată, noi ASPA îl găsim pe stradă, îl luăm într-unul dintre adăposturi, îl citim și în maximum 24 de ore noi suntem obligați de legislație să anunțăm proprietarul că se află la noi cățelul lui. De asemenea, dacă o altă persoană îl găsește pe stradă, îl poate duce la orice cabinet veterinar, câinele este citit și poate fi contactat stăpânul. Deci, dincolo de obligația legală, care înseamnă undeva între 50 și 100 de lei ca să ne îndeplinim, deci vorbim despre un cost mic, dincolo de această obligație și de acești bani pe care trebuie să-i plătim pe acest serviciu, este în avantajul proprietarului să fie cățelul microcipat. Sterilizarea, de asemenea, previne foarte multe boli de sănătate și prelungește viața animalului. Cătălina, îți mulțumesc tare mult că ne-ai trecut pragul în această dimineață și că am avut ocazia să vorbim despre necuvântătoarele care ne însoțesc pe tot parcursul vieții lor și n-ar trebui să le lăsăm de izbeliște atunci când au nevoie de noi sau atunci când nouă ne e ceva mai greu. Așa este și eu mulțumesc tare mult pentru invitație și foarte puțin aș vrea să spun la final că noi avem 3 centre de adopții, ASPA Paladi, ASPA Bragadiru și ASPA Mihăilești. Dacă sunt telespectatorii voștri în căutare de un patruped, îi invităm în centrele noastre sau să ne caute pe Facebook pentru a găsi căței care sunt gata microcipați, sterilizați, deparastați și vaccinați. Îți mulțumim tare mult și sper ca cei de acasă să fie auzit acest mesaj. Să știți că vă dau și puțin timp de gândire, cam 5-6 minuțele cât luăm noi o pauză de publicitate, după care ne întâlnim cu Robert Nicolae Ferraru, social media manager. El ne va vorbi despre noile limitări introduse de Instagram în anul 2022, așa că eu zic că merită să ne rămâneți alături.